dacă spunem că de grabă se apropie ziua cea mare pentru unii artiști a Eurovisionului, preselecția națională 2016, Postul Public de Televiziune vreau să vă-i prezinte pe fiecare în parte ca să descoperim câte ceva despre ei. Un nume notoriu, de altfel, în Republica Moldova, nu doar datorită concursului Eurovision, dar și pentru activitatea sa, este și Vitalie Tudărașcu, care e participant în acest an, de altfel. Îi spunem bună dimineața! Bună dimineața, Lizia! Vreau să vă întreb, de inițial și am stabilit, așa mă gândeam să vă întreb, puteți să luați microfonul, vă rog. Pentru artiștii începători, Eurovisionul, evident, este o platformă de promovare în care ei apar să arate că sunt vii, că pot și ei cânta. De Vitalie Tudărașcu bănuiesc că nu trebuie să ne legăm anul să aprobăm Eurovisionul din această perspectivă de o anumită promovare. De ce participați în acest an? Liviu, mulțumesc, chiar e o întrebare destul de faină, îmi place. Adică e la temă. Să știi că întrebarea asta mi-o pun și eu de mai multe ori. De ce? Dar știi, am întâlnit un om acum câțiva ani și mi-a spus o chestie, că noi de fapt am fost educați de mici și sistemul nostru de învățământ ne spunea că ideea sau țelul este important, un țel, deci trebuie să ai. Sunt de acord, dar omul ăsta mi-a spus, el venind din America și a avut o slujbă în Moscova și zice, mă, eu am învățat de la ruși o chestie, căci că nu țelul este important, mișcarea. Adică este exact invers. Nu știu neapărat dacă de la ruși a învățat sau, dar el mi-a spus o chestie, zic, indiferent că care va fi rezultatul, trebuie să te miști tot timpul. Și ținând cont că la noi în țară nu sunt foarte multe concursuri în care ai putea să te afli și tu în treabă, să te miști, să faci exact despre mișcare, despre esență. Până la urmă, ca să concluzionăm, putem spune că participarea contează per ansamblu. Exact, arătăm exact că artistul este viu, artistul poate să cânte și demonstrează și publicului. Exact, și prin asta arăți și tu că mergi, adică ești cu lumea, că indiferent care va fi rezultatul, aceeași concluzie. Important este să faci ceva. Cunoașteți anvergura acestor concursuri, mai ales că toți se străduiesc să reprezinte oarecum, să găsească o piesă care ne este caracteristică țării noastre, să scoatem în evidență fie motivele folclorice, fie motivele veseliei noastre, anumite calități. Cum trebuie să arate o piesă, din experiența dumneavoastră? Bine, au fost protagoniști care scuze, probabil, dimineața încă care au accentuat, au pus accentul pe anumite culori ale națiunii noastre, ale, să zicem, au adus un nai, un țâmbal, o dobă, da, o bunicuță, o chestie, dar unii au început să exagereze, adică exact ca și momentul ăla, când într-un an se vând foarte bine cartofii sau ăștia pepeni, să spun, harbujii, anul următor, bineînțeles că toți au să înceapă să recolteze. Da. Ori nu e, Eurovisionul probabil are alt cel. Tot timpul trebuie să fie original, trebuie să fie diversificat, trebuie să fie, să aduci culori noi. Deci nu poți să faci ceea ce a făcut o trupă anul trecut, să începi. Este tendința asta, sper că ai observat. Da, e un fel de loterie totodată, dacă vorbim și de rezultatul piesei care pleacă de la noi, dar și cea care câștigă deja la concursul între țări. Mă refer aici și ca gen. Ne aduce aminte că câștigau trupe rock, de-a dreptul Lordi când a câștigat, exact, trupa finlandeză, exact, când a dat peste cap toată Europa, sau chiar aceeași Conchita Wurst. Exact. Adică sunt niște chestii care probabil ceea ce nu așteaptă lumea se întâmplă. Exact ceea ce mai puțin se... Niciodată n-am crezut că trupa asta, Lord, cu piesa care o aveau... Da, ceva așa. Aveau tot, numai muzică nu era acolo. Exact. Și s-ar fi putut crea impresia că toată Europa, la momentul de față, a crezut că este un hit internațional și va deveni hard rock, aleluia, cum se numea piesa aia, cu toate, tot designul, cu toată scenografia. Acolo chiar nu știu de ce s-a ținut cont, chiar... Că nu e doar părerea mea, deci majoritatea așa spuneau. Despre participanții noștri din acest an, ce părere aveți? Ați ascultat piesele, bănuiesc, cum arată bătălia din acest an? Liviu, nu știu, poate nu e bine, dar să știi că anul ăsta chiar nu am studiat, deci am stat așa fugitiv, sunt piese frumoase ca în orice an, mai puțin bune,
Dar ținând cont despre ce am discutat acum, deci nu pot să spui o prognoză care va reuși, care va intra în finală, care va merge. Există un juriu, sunt oameni speciali care sunt puși ca să... Și plus, poporul. Poporul, da, poporul la fel este o forță în acest... Are și el greutatea cuvântului și a semnăturii și a votului totodată, nu doar la Eurovision. Vorbim și de altă situație, dar este bună dimineața. Totodată, dacă vorbim despre Eurovision, song, e cântec, e piesă, asta e. Exact. Și ce votăm? Show-ul? Interpretul cum arată, dacă e frumușel, arată bine, sau interpretarea propriu-zisă? Ai niște întrebări foarte faine. Mersi, mulțumesc bravo. Frumos! Trebuie să fie, deși este un concurs show, adică trebuie să fie complex, foarte complex, deci trebuie să fie, cum se mai exprimă unii, pachet. Aha, la pachet. Angro. Da. Exact. Trebuie să fie tot, deci trebuie să ai și talent artistic, trebuie să fii, să transmis foarte mult și, cum ai spus tu, ai accentuat foarte bine, trebuie să fie melodia. Melodia să prindă imediat. Pentru că nici prea simplistă, dar nici foarte complicată. Deci trebuie să se ducă direct la inimă, omul să simtă bine, să fie dansantă, să aibă viață, să aibă soare, să aibă tot, să aibă text, poate text mai puțin, pentru că urmăresc de multe ori totuși primează melodia. Apropo, este așa o legătură profundă că ce se scrie astăzi pe piese? Se scriu versuri sau scrie text? Este o diferență, am înțeles, că între vers și text într-o melodie. Voi, cei din cântăreții, probabil știu mai bine care este diferența între aceste două. Ultima dată am fost la un recital al maestrului nostru, Eugen Doga, și exact luam un interviu și am vorbit vis-a-vis de, zic, maestră, zic, în afară de piesele geniale pe care le-ați scris, tot timpul ați selectat foarte bine textul și el mi-a făcut cumva, m-a corectat, a zis, aha, că nu e text, sunt versuri. Și uite că totuși există, dar până la urmă ca și tine, stau și mă întreb care e textul piesei și versul, bineînțeles, e mai poetic. Mai da, e. Da, da. Ori textul, de pildă texte scriu și eu, dar asta nu înseamnă că sunt poet. Și toate sunt bune de cântat. Bun, ne expiră timpul, deși trebuie să recunosc că am o mare plăcere să discut cu dumneavoastră. De ce ar trebui să ne reprezentați în acest an? O întrebare directă, să ne convingeți pe cei de acasă. Să știi că nu m-am gândit la chestia asta, de câte ori am participat, deci m-am gândit. Revin la formula sau la... care am spus-o la început, deci particip ca să fiu întreabă, să mă simt bine, îmi place lucrul ăsta. Poate o ne spuneți prin cântec despre piesă. Cui aparțin versurile, muzică, titlu și tot așa. Mai există o febră astăzi de a compune text, muzică și de a cânta. Hai să zic că e cantautor, deci asta nu, n-am inventat-o eu. Și motivația care e? Că una e de bani și a doua mai ușor te apropii de muzica pe care ți-ai compus-o, textul spune ceva, deci ceea ce te doare, ceea ce... Domnule Tudreașcu, timpul alocat ca să nu-i superim și pe ceilalți, scena va aparține, iar voi cei de acasă rămâneți alături de noi, poftiți. Liviu, mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Și mie de altfel și vouă o să vă facă plăcere pentru că după discuție urmează și cântec. Vitalie Tudreașcu, piesa participantă în acest an la Eurovision 2016. Audiție plăcută! Când toți în jur îți dau târcoale și toată lumea e la picioare, oprește-te și amintește-ți că frumusețea e trecătoare. Tu ești frumoasă și înțeleaptă, ești tot ce înseamnă bella donna. Pe eu te iubesc, tu fii deșteaptă, chiar dacă semeni cu Madonna. Vino la mine, orhidee, enigmatică femeie, eu te iubesc, să știi pe bune, și-am să-ți aduc în darul lume. Te-nșel amarnic dacă crezi, când toți îți spun cât te iubesc.
poate spun mai frumos ca mine, dar nu te vor iubi atât. Tu ești frumoasă și înțeleaptă, ești tot ce înseamnă bella donna. Eu te vezi tu fi deșteaptă, chiar dacă semeni cu Madonna. Vino la mine, orhidaie, ah, enigmatică pe mine. Eu te iubesc, să știi, pe bune, și-am să-ți aduc în dar o lume. Frumoasă și înțeleaptă, ești tot ce înseamnă bella donna. Eu te iubesc, tu fii deșteaptă, chiar dacă semeni cu Madonna. Vino la mine, orhideie, enigmatică femeie. Eu te iubesc, să știi, pe bun. Vreau să-ți aduc în dar o lume. Vitalie Toderașcu, la bună dimineața, îi mulțumim frumos și îi dorim succes, iar voi cei de acasă, el vă dăruiește o lume, voi dăruiți-i votul, dacă credeți că el merită să ne reprezinte țara în acest an la concursul Eurovision sau în context 2016. Ei bun, noi continuăm.